Pe sfinții, făcători de minuni și doctori fără de arginți, Chir și Ioan, care au primit cununa muceniciei pentru Hristos Dumnezeu, cu credință și multă evlavie să-i cinstim, pentru nevoința lor și cu dragoste să le cântăm. Bucurați-vă, sfinților Chir și Ioan, mărturisitori ai lui Hristos! Dumnezeu v-a ales pe voi, sfinților mucenici, să propovăduiți credința adevărată și prin darul minunilor și al vindecărilor să-i aduceți pe cei pierduți la adevăr. Pentru aceasta, noi vă lăudăm zicând, bucurați-vă, iscusiți doctori ai trupurilor, bucurați-vă, vestiți tămăduitori ai sufletelor, bucurați-vă, împlinitori ai poruncilor dumnezeiești, bucurați-vă, următori ai lui Hristos, bucurați-vă, nevoitori pentru credință, bucurați-vă, stele ce luminați lumea, bucurați-vă, săvârșitori de mari binefaceri, bucurați-vă, îngeri pe pământ, bucurați-vă, cei hrăniți cu învățăturile sfinte, bucurați-vă, evlavioși cinstitori ai treimii, bucurați-vă, pătimitori pentru Evanghelie, bucurați-vă, mult râvnitori ai dreptei credințe, bucurați-vă, sfinților Chir și Ioan, mărturisitori ai lui Hristos. Întocmai ca o lumină dumnezeiască strălucind în Biserica lui Hristos din Alexandria, Egiptului, Sfinte Chir, uimeai pe toți cu darul tămăduirilor, cu neagonisirea și cu îndrumarea duhovnicească pe care o dădeai celor vindecați, care cântau lui Dumnezeu, Aliluia! Prin multe osteneli ai adunat cunoștințele trebuincioase pentru a fi doctor iscusit, cunoscând iscusința lui Galien și Hipocrate, ca să aduci alinare celor bolnavi, dar ai primit de la Dumnezeu și mari puteri duhovnicești, Sfinte Chir, ca un doctor fără de arginți. Pentru aceasta te lăudăm zicând, bucură-te cel credincios din pruncie, bucură-te pilda doctorilor, bucură-te aducător de pace, bucură-te crin al grădinii dumnezeiești, bucură-te laudă a Alexandriei Egiptului, bucură-te binefăcător al creștinilor, bucură-te învățător al milosteniei, bucură-te vindecător plin de har, bucură-te îndrumător al celor rătăciți, bucură-te tămăduitor al sufletelor și al trupurilor, bucură-te pururea slujitor al lui Dumnezeu, bucură-te cunoscător al Sfintelor Scripturi, bucură-te Sfinte Chir, mărturisitor al lui Hristos. Răsărind și crescând în vestita cetate a Edesei, ai intrat în rânduiala ostășească, apoi ai fugit de slujirea păgânătății și, aflând de nevoința Sfântului Chir și urmându-l, fericite Ioane, cinsteai pe Hristos prin fapte de virtute și cântai cu dragoste, Aliluia! Cu bucurie îți aducem laude, Sfinte Ioane, alături de toți cei ce au gustat din învățăturile tale duhovnicești și te-au avut mare doctor al trupurilor și al sufletelor, grăind către tine așa. Bucură-te, iubitor de Dumnezeu, bucură-te, slujitor al semenilor, bucură-te, purtător de grijă a celor suferinzi, bucură-te, cel ce ai lepădat grijile lumești, bucură-te, cel ce mai întâi pe tine te-ai vindecat de patimi, bucură-te, cel ce spre alții te milostiviai, necruțându-te pe tine, bucură-te, cel ce fără de plată ai lucrat, bucură-te, lumina pentru cei din întunericul deznădejdii, bucură-te, stea ce din Ierusalim ai pornit, bucură-te, cel ce ai mers pe urmele Domnului,
Bucură-te blând, agonisitor de virtuți prin credință. Bucură-te următor Sfântului Chir în nevoință. Bucură-te, Sfinte Ioane, mărturisitor al lui Hristos. Pornindu-se prigoană mare împotriva creștinilor, ai fost pârât, Sfinte Chir, la dregătorul Alexandriei, că învățai pe toți credința în Iisus Hristos, dar aflând despre aceasta, ai fugit din Egipt în Arabia, ca nimic să nu te împiedice, ai cântat lui Dumnezeu, Aliluia. Văzând marea ta dragoste pentru Hristos, ne minunăm de nevoințele tale, prin care te-ai numărat în ceata cuvioșilor, dar și de credința ta, Sfinte Chir, prin care ai primit darul tămăduirilor minunate, pentru care cu evlavie te lăudăm zicând, bucură-te, scumpă odrăslire a Egiptului, bucură-te, comoară a Arabiei, bucură-te, luminător al credincioșilor, bucură-te, leac al bolnavilor, bucură-te, cald îndrumător, bucură-te, liman sufletesc liniștitor, bucură-te, povățuitor neînșelat, bucură-te, locaș al Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce stăruia în post și rugăciune, bucură-te, părtaș al sfințeniei lui Dumnezeu, bucură-te, candelă plină cu undelemnul virtuților, bucură-te, făclie aprinsă de focul dorului ceresc, bucură-te, Sfinte Chir, mărturisitor al lui Hristos. Lăsând în urmă fala acestei lumi și dregătoria ostășească, Sfinte Ioane, ai aflat în Arabia pe Sfântul Chir și, minunându-te de dumnezeiasca sa slujire, i-a îndemnat de atunci pe toți să cânte neîncetat lui Hristos, Aliluia. Alăturându-se Sfântul Chir și bucurându-te împreună cu el de slujirea minunată adusă cu dragostea lui Dumnezeu, Sfinte Ioane, i-a îndemnat pe credincioși să urmeze lui Hristos, pentru care ei strigau ție, bucură-te, cel ce ți-ai păstrat curăția botezului, bucură-te, cel ce viețuiai întru Hristos, bucură-te, tămăduitor al celor chinuiți, bucură-te, mare ocrotitor al celor necăjiți, bucură-te, cel ce ai binecuvântat familiile creștine, bucură-te, cel ce ai răspândit dreapta credință, bucură-te, cel iubit de tot poporul, bucură-te, cel potrivnic relei credințe, bucură-te, martor al iubirii de Dumnezeu, bucură-te, trâmbiță trezitoare a conștiinței, bucură-te, îndemnător la pocăință, bucură-te, mijlocitor pentru cei ce te cinstesc, bucură-te, Sfinte Ioane, mărturisitor al lui Hristos. Tămăduiri nenumărate ai înfăptuit, mucenice Chir, arătându-te strălucit luceafăr în această lume, ducând pe toți cei vindecați la limanul mântuirii. Pentru toate acestea lăudăm pe Domnul cântând, Aliluia! Ai trăit în mare curățenia sufletului și oamenilor în suferințe, le-ai dăruit vindecare trupească și duhovnicească, Sfinte mucenice Chir, cu dragoste te lăudăm pentru toate acestea zicând, bucură-te, cel ce pe Domnul l-ai mărturisit, bucură-te, cel ce mult te-ai nevoit pentru oameni, bucură-te, cel mult așteptat de cei suferinzi, bucură-te, propovăduitor al adevărului, bucură-te, cel prigonit de necredincioși, bucură-te, cel ce nu te-ai înfricoșat de cel nedrept, bucură-te, cel ce mărirea deșartă ai odrăslit-o, bucură-te, apărător vestit al celor în nevoi, bucură-te, liman ales al credincioșilor, bucură-te, gramnic ajutător al tuturor, bucură-te, cel ce ne faci biruitori asupra ispitelor, bucură-te, pildă de viață bună și curată, bucură-te, Sfinte Chir,
mărturisitor al lui Hristos. Ai cutreierat împreună cu Sfântul Chir orașele și satele Sfintei Ioane, uniți în gânduri, vindecând toată boala trupului, dar și a sufletului. Deci noi, cugetând la ostenelile voastre, cu evlavie cântăm lui Dumnezeu, celui ce v-a dat putere, Aliluia! Privind la nevoințele tale cele multe și bineplăcute, Sfinte Ioane, Domnul Iisus Hristos te-a răsplătit cu darul facerii de minuni. Pentru aceasta, lăudându-te grăim ție, bucură-te, cel întemnițat pentru Evanghelie, bucură-te, cel ce pretutinde între inimii ai slujit, bucură-te, cel auzit în rugăciuni de Hristos, bucură-te, răspânditor al voinței lui Dumnezeu, bucură-te, binefăcător al Arabiei, bucură-te, vrednic doctor și mărturisitor, bucură-te, vindecător priceput, bucură-te, veghetor la suferința omenească, bucură-te, dătător de liniște sufletească, bucură-te, martor adevărat al lui Hristos, bucură-te, propovăduitor plin de dragoste, bucură-te, bun însoțitor al Sfântului Chir, bucură-te, Sfinte Ioane, mărturisitor al lui Hristos. Mergând în temniță cu Sfântul Ioan la acele femei creștine, Atanasia, cu cele trei fiice ale sale, Teodota, Teoctista și Eudoxia, le-a încurajat Sfinte Mucenice Chir să nu se teamă în fața chinuitorilor, ci împreună cu voi să cânte lui Dumnezeu din inimă, Aliluia! Temându-te, Sfinte Chir, că Atanasia cu fiicele sale să nu-și lepede credința din pricina chinuirilor, te-ai făcut ca un stâlp de foc apărător în fața prigonitorilor. Pentru aceasta, cu frică de Dumnezeu te lăudăm. Bucură-te, cel ce a înfruntat chinuri, bucură-te, mucenic primitor de cunună veșnică, bucură-te, cel ce cu sfinții te-ai asemănat, bucură-te, mărturisitor cu tărie al adevărului, bucură-te, luminător cu viața în Alexandria Egiptului, bucură-te, cel ce ai dăruit și altora lumina unei vieți noi, bucură-te, cunună de finic pentru cei vindecați, bucură-te, slavă a oamenilor tămăduiți, bucură-te, pildă nepieritoare a doctorilor iscusiți, bucură-te, mare laudă a sfinților mucenici, bucură-te, cel neclintit până la capăt în dreapta credință, bucură-te, răbdător al chinurilor mucenicești, bucură-te, Sfinte Chir, mărturisitor al lui Hristos. Lumea s-a umplut de bucurie și recunoștință pentru viața ta curată și priceperea de mare doctor, Sfinte Ioane, vrednicule de laudă, pentru care mulțumim lui Dumnezeu cântând, Aliluia! Mare ești între sfinții făcători de minuni și între mucenicii lui Hristos, Sfinte Ioane, ca o făclie mult luminată ce a strălucit peste toți cei vindecați. Pentru aceasta scântăm zicând, bucură-te, cel ce ținutul Edesei l-ai sfințit, bucură-te, cel ce ai binevestit adevărata credință, bucură-te, vindecător al celor suferinzi, bucură-te, cel ce ispitele prin credință le-ai învins, bucură-te, cel ce păcatul cu pricepere l-a îndepărtat, bucură-te, cel ce de grab alergai în ajutorul celor sărmani, bucură-te, pedepsitor al asupritorilor, bucură-te, cel neînfricoșat de prigoana păgânilor, bucură-te, pătimitor pentru adevăr, bucură-te, următor în credință al Sfântului Chir, bucură-te, biruitor al necredinței și nedreptăților, bucură-te, pavăză a celor neputincioși, bucură-te, Sfinte Ioane,
mărturisitor al lui Hristos. Stând în temniță, cu bărbăție și cu sufletul senin, alături de Sfântul Ioan și de Sfânta Atanasia și fiicele ei, Sfinte Chir, lăudai cu dragoste până la moarte pe Hristos, cântându-i neîncetat, Aliluia! Zadarnic au încercat vrăjmași și chinuitori să te întoarcă de la legea lui Dumnezeu, Sfinte Mucenice Chir, dar tu cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru care ai primit din cer binecuvântata cunună mucenicească, iar de la cei credincioși aceste laude. Bucură-te, ascultător al glasului lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce pe cei rătăciți cu răbdare i-ai povățuit! Bucură-te, cel ce în chinuri te-ai desăvârșit! Bucură-te, călăuzitor al celor în neputințe! Bucură-te, îndelung răbdător și mult folositor! Bucură-te, întăritor al celor fără de nădejde! Bucură-te, păstor neobosit al doctorilor! Bucură-te, liman binefăcător al bolnavilor! Bucură-te, cel ce pe sfinți ai avut înainte mergători! Bucură-te, cel ce legea lui Dumnezeu ai urmat! Bucură-te, cel ce pe săraci ai vindecat în dar! Bucură-te, cel ce ai răspândit cu dragoste lumina credinței! Bucură-te, Sfinte Chir, mărturisitor al lui Hristos! Puternic apărător al dreptei credințe, te-au arătat faptele tale și mare tămăduitor al celor bolnavi, Sfinte Ioane, cel ce te-ai milostivit necontenit spre suferința lor și vindecându-i, i-ai îndemnat să cânte lui Hristos, Aliluia! Ucenic al Sfântului Chir ai fost, fericite Ioane, și neobosit călător prin lume alături de acesta, chemând pe toți să laude treimea cea de o ființă, pentru care ți-ai dat și viața ca un apostol, doctor și mucenic, primind de la noi aceste smerite laude. Bucură-te, mielușel prea blând al păstorului Hristos! Bucură-te, cald folositor al credincioșilor! Bucură-te, grabnic vindecător al bolnavilor! Bucură-te, hotărât apărător al credincioșilor! Bucură-te, osânditor al nedreptății! Bucură-te, cel ce și închinuri cântai lui Hristos! Bucură-te, învingător al suferințelor! Bucură-te, puternic ajutător în necazuri și ispite! Bucură-te, stâncă neclintită în fața viforului prigonitorilor! Bucură-te, îndelung răbdător în fața răutății chinuitorilor! Bucură-te, cel ce ai dobândit iubirea lui Dumnezeu! Bucură-te, pilda vieții drept măritoare! Bucură-te, Sfinte Ioane, mărturisitor al lui Hristos! De mari daruri v-ați învrednicit, sfinților mucenici Chir și Ioan, făcând minuni în viață și după moarte. Pentru aceea, după încetarea prigoanelor, a rânduit Dumnezeu să se scoată din pământ sfintele voastre moaște și să se așeze în biserica din Canapos, unde cei ce primeau binefacerile voastre slăveau pe Hristos cântând, Aliluia! Îngerul Domnului s-a arătat Sfântului Ierarh Chiril, marele arhiepiscop al Alexandriei, cerându-i să ducă moaștele voastre din Canapos în Manutin, unde au izgonit duhurile necurate din capiștea idolească și au săvârșit multe și slăvite minuni, pentru care cu o sârdie vă lăudăm așa. Bucurați-vă, cinstiți lucrători ai viei duhovnicești! Bucurați-vă, neînfricați păstori ai turmei lui Hristos! Bucurați-vă, puternici întăritori ai celor în dureri! Bucurați-vă, următori ai sfințeniei! Bucurați-vă, sfinți din cer ocrotitori!
Bucurați-vă, vindecători, ai celor îndrăciți! Bucurați-vă, tămăduitori, ai celor orbi și ologi! Bucurați-vă, neasemuiți apărători, ai dreptei credințe! Bucurați-vă, învingători, ai asupririlor! Bucurați-vă, cei ce cu îngerii acum vă veseliți! Bucurați-vă, ostași buni și neclintiți a celui preanalt! Bucurați-vă, cei ce ați răspândit dragoste și înțelegere! Bucurați-vă, sfinților Chir și Ioan, mărturisitori ai lui Hristos! O, sfinților mucenici Chir și Ioan, doctor fără de arginți și făcător de minuni, adevărați stămăduitori ai trupurilor și ai sufletelor celor din necazuri, nevoi și suferințe, dăruiți-ne și nouă sănătate, ajutor și bună sporire în viața plăcută lui Dumnezeu, ca împreună cu voi să-i cântăm în veci. Aliluia! O, sfinților mucenici Chir și Ioan, doctor fără de arginți și făcător de minuni, adevărați stămăduitori ai trupurilor și ai sufletelor celor din necazuri, nevoi și suferințe, dăruiți-ne și nouă sănătate, ajutor și bună sporire în viața plăcută lui Dumnezeu, ca împreună cu voi să-i cântăm în veci. Aliluia! O, sfinților mucenici Chir și Ioan, doctor fără de arginți și făcător de minuni, adevărați stămăduitori ai trupurilor și ai sufletelor celor din necazuri, nevoi și suferințe, dăruiți-ne și nouă sănătate, ajutor și bună sporire în viață plăcută lui Dumnezeu, ca împreună cu voi să-i cântăm în veci. Aliluia! Dumnezeu v-a ales pe voi, sfinților mucenici, să propovăduiți credința adevărată și prin darul minunilor și al vindecărilor să-i aduceți pe cei pierduți la adevăr. Pentru aceasta, noi vă lăudăm zicând: bucurați-vă, iscusiți doctori ai trupurilor, bucurați-vă, vestiți tămăduitori ai sufletelor, bucurați-vă, împlinitori ai poruncilor dumnezeiești, bucurați-vă, următori ai lui Hristos, bucurați-vă, nevoitori pentru credință, bucurați-vă, stele ce luminați lumea, bucurați-vă, săvârșitori de mari binefaceri, bucurați-vă, îngeri pe pământ, bucurați-vă, cei hrăniți cu învățăturile sfinte, bucurați-vă, evlavioși cinstitori ai treimii, bucurați-vă, pătimitori pentru Evanghelie, bucurați-vă, mult râvnitori ai dreptei credințe, bucurați-vă, sfinților Chir și Ioan, mărturisitori ai lui Hristos! Pe sfinții, făcători de minuni și doctori fără de arginți, Chir și Ioan, care au primit cununa muceniciei pentru Hristos Dumnezeu, cu credință și multă evlavie să-i cinstim, pentru nevoința lor și cu dragoste să le cântăm. Bucurați-vă, sfinților Chir și Ioan, mărturisitori ai lui Hristos! Sfinților mucenici și doctori fără de arginți, făcătorilor de minuni, Chir și Ioan, cei ce călăuziți de Duhul Sfânt, ați lepădat toată grija pământească și ați slujit Împăratului Ceresc spre viața cea nemuritoare, primiți această puțină rugăciune a noastră. Nu suntem vrednici să mulțumim pentru binefacerile voastre. Nu avem sârguință care să ne apropie de dragostea lui Dumnezeu și nici fapte bune către aproapele nostru, care să ne aducă îndurare. Dar știindu-vă grabnic apărători ai creștinilor, către voi îndrăznind, cerem cu stăruință: vindecați rănile sufletelor
și ale trupurilor noastre, sfinților, că greu pătimim, și izbăviți-ne de ispitele și de primejdile cu care vrăjmașul ne îngrozește. Rugați-vă Stăpânului tuturor să ne ierte păcatele și să ne dăruiască luminare minții și inimii noastre, călăuzire la ceas de nedumerire, sprijin în lucrarea faptelor bune, spor în credință, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, pentru ca prin mijlocirile voastre să ne facem vrednici împărăției cerurilor, slăvind pe treimea cea nedespărțită în vecii veciilor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților mucenici, doctor fără de arginți, Chir și Ioan, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.